Grupul Damen a făcut publice primele imagini cu nava militară de tip Combat Support Ship, construită în șantierul naval de la Galați pentru forțele navale regale olandeze. Imaginile cu nava Den Helder vin după ce, în ultimele 6 luni, s-a lucrat intens la finalizarea carenei și efectuarea primelor teste de flotabilitate. Nava, în valoare de 375 de milioane de euro, este una dintre cele mai mari construite vreodată în România și este realizată asemeni unui joc de Lego prin asamblarea mai multor module. În luna aprilie 2022, în șantierul naval Damen Galați a avut loc lansarea la apă a celor două module care formează corpul central al navei, la care au fost atașate corpurile ce formează prova și pupa. Operațiunile de umplere a bazinului în care se afla nava Den Helder au demarat în ultima decadă a lunii octombrie, iar primele teste au decurs cu succes. Den Helder a fost mutată în partea mai adâncă a docului din șantierul naval, acolo unde vor continua operațiunile de montare a suprastructurii, ce include și o punte pentru elicoptere. Nava ar urma să fie finalizată în anul 2024, iar în 2025 va deveni operațională. Den Helder va fi deservită de 150 de persoane, din care 75 vor fi membri ai echipajului. Vasul va avea capacitatea de a lua la bord 2 elicoptere, precum și 25 de containere pentru operațiuni logistice. De asemenea, nava Den Helder va beneficia de sisteme defensive redutabile, printre care un tun naval de 76 de mm și sisteme de apărare antirachetă. Ca dimensiuni, nava Den Helder este devansată doar de nava de tip Joint Support Ship, Karel Doorman, construită tot la Galați, tot pentru forțele navale regale olandeze.